Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Peste 70% din adolescenți, băieți și fete s-au masturbat cel puțin o dată în viața lor. Deci e o activitate destul de comună la vârsta asta. Și totuși la școală nu s-a auzit niciodată cuvântul masturbare ieșind din gura vreunui profesor. Da, păi să mai afli și chestii despre subiectul ăsta. În mod natural, când un copil e curios și nu îi se explică nici la școală, nici de către părinți, va afla totuși de pe internet. Și sper cu ajutorul algoritmului YouTube de la acest video. Masturbarea este un subiect tabu, adică se vorbește rar despre asta, însă rolul meu pe acest canal este să discut orice fel de subiect care este de interes pentru adolescenți. Așa că dacă îți place ce fac, nu uita să te abonezi și să lași un like. Nu o să dau un verdict, o să-ți prezint atât beneficiile cât și dezavantajele masturbării descoperite din experiență proprie, dar și din sursele credibile pe care le-am putut găsi pe internet. Voi face asta în două videoclipuri. În primul, adică acesta, vom vorbi despre 5 motive pentru care masturbarea e rea pentru tine, iar în videoclipul următor vom vorbi despre 5 motive pentru care masturbarea e bună pentru tine. Înainte să începem, vreau să demontez câteva mituri comune despre masturbare, precum că te orbește, că te face mai slab sau că te face homosexual. Toate acestea sunt false. Nu există efecte negative majore asupra sănătății, dar masturbarea în exces îți poate face rău din punct de vedere psihologic, social și chiar religios, cum vom vedea mai departe. Așadar, hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv pentru care masturbarea e rea pentru tine este că te face să-ți pierzi concentrarea și timpul. De ce se masturbează oamenii? Păi, bineînțeles, pentru că se simt bine când o fac. Dar doar pentru că se simte bine, nu înseamnă că ar trebui să o faci toată ziua. Masturbarea în exces te poate distrage de la lucrurile mai importante pe care le ai de făcut. Privește-o ca pe un joc pe calculator. Te simți bine când îl joci, te relaxezi, uiți pentru un timp de probleme. Dar când ai terminat de jucat, problemele sunt tot acolo, nu se rezolvă singure. Ce vreau să spun este că sunt lucruri mai importante și mai urgente de care trebuie să ai grijă, precum să mănânci, să citești, să înveți, să ieși cu prietenii, să faci sport. Așadar, când ai un program încărcat și lucruri grele de făcut într-o zi, nu spune, e prea greu, e prea stresant, mai bine intru puțin pe Pornhub. În schimb, fă chestia aia când chiar e timpul pentru relaxare, de exemplu, înainte de culcare, când e un moment potrivit, dar nu în mijlocul zilei când dai 10.000 de sarcini importante de făcut. Al doilea motiv pentru care masturbarea era pentru tine este că îți înlocuiește dorința de a întâlni fete. Oricine se poate masturba. În 2 secunde ești pregătit, o faci pe cont propriu și e foarte ușor. Ce nu este ușor însă este să întâlnești o fată și să stabilești o relație intimă cu ea. Din această perspectivă, masturbarea îți setează un mindset de a alege calea ușoară. Mai auzi unii băieți spunând, mâna dreaptă nu te va părăsi niciodată sau mâna dreaptă nu te va înșela niciodată. Ceea ce este adevărat, dar mai adevărat de atât este că nu poți avea sentimente pentru mâna dreaptă și nici nu îți poate vorbi înapoi. Să stai toată ziua tolănit în pat și să-ți antrenezi antrebrațul nu îți va aduce niciodată o iubită și nici nu te va învăța cum să vorbești cu fetele. Nici nu-ți va crește valoarea socială. Să înlocuiești plăcerea pe care o simți dintr-o experiență reală cu o fată, cu plăcerea auto-indusă, e ca și cum ți-ai pierde virginitatea cu o escortă. Oricine poate face asta, dar nu oricine o poate face cu o fată care îl iubește și pe care nu a plătit-o. Așadar, nu alege calea ușoară. Nu te mulțumi cu masturbarea pentru că e prea greu să întâlnești o fată. Al treilea motiv pentru care masturbarea e rea este că nu simți aceeași plăcere în timpul actului sexual. Dacă masturbarea a fost singura metodă prin care ai ejaculat, creierul tău s-a învățat cu asta și când vine timp timpul să ai o experiență sexuală cu o fată, nu vei simți aceeași plăcere ca atunci când ți-o faci cu mâna ta. Îți poți pierde chiar erecția atunci când ești atins de cineva în afară de tine, pentru că pur și simplu creierul tău nu e învățat cu alți stimuli în afară de mâna ta. Al patrulea motiv pentru care masturbarea era pentru tine este că îți irosești sămânța. Am să-ți ofer și un argument religios împotriva masturbării, pentru că biserica și oamenii religioși au fost dintotdeauna împotriva masturbării și au considerat-o un păcat. Nu spun că este un argument de necontrat, dar este unul rezonabil și are o logică în spate. Și ca mai multe gândiri religioase, până la urmă ține de individ dacă alege să subscrie la aceste credințe și dacă e de acord cu ele. Uite logica din spate.
În Biblie, prin puterea lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Duh, Fecioara Maria rămâne însărcinată cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și astfel, prin nașterea lui, sămânța bărbătească, adică sperma, și sămânța femeiască, adică ovulele, devin lucruri sfinte. Pentru că ele fac ca oamenii să existe, sunt dătătoare de viață. Așadar, în viziunea religioasă, sperma este un lucru prețios care nu trebuie irosit, ci folosit doar în scopul de a da viață unui copil prin actul sexual cu o femeie. Dar tu, când te masturbezi și ejaculezi, arunci sperma, nu o vezi ca pe un lucru valoros. Și asta înseamnă, din perspectiva religioasă, că nu pui preț pe viață dacă arunci unul din elementele care dă naștere vieții. Și în final, al cincelea motiv pentru care masturbarea e rea pentru tine este că te face obsedat sexual. Masturbarea produce un efect secundar negativ, și anume că te face obsedat de filmele porno, pentru că atunci când simți nevoia să te masturbezi, intri pe site-uri de filme porno. La rândul lor, aceste filme te pot face obsedat sexual, pentru că nu intri pe aceste site-uri ca să descoperi personalitatea fetelor. Și asta îți poate afecta relațiile cu fetele, pentru că le tratezi superficial. Îți pasă doar de cum arată, nu vrei ceva mai serios cu ele. Nu vrei să cunoști o fată mai bine și ai relații care sunt bazate doar pe aspectul fizic, nu pe sentimente. Ori nu poți lua de nevastă o femeie doar pentru că îți place cum arată. Nu o să dureze prea mult căsnicia aia. Trebuie să te înțelegi cu ea și mai multe planuri. Deci dacă pleci de la vârsta asta fragedă cu ideea că fetele sunt niște obiecte și că contează doar cum arată, n-o să te văd bine. Acestea au fost cele 5 motive pe care eu le-am găsit pentru care masturbarea mi se pare rea. Dacă ai tu altele, le poți scrie mai jos în secțiunea de comentarii. Sunt foarte curios să văd ce crezi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul Alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaje, iar eu îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund mai greu. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi, și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!